600 de locuri de parcare au fost realizate sau sunt în curs de amenajare în Ploiești. Nu vă gândiți că sunt toate într-o singură parcare, ci în mai multe zone din municipiu, fiind vorba de parcări lângă blocuri. Încă municipiul Ploiești, de anul trecut până în prezent, s-au mai realizat 600 de locuri de parcare în cartierele Malul Roșu și cartierul Vest 1, Vest 2. Urmează cartierele Bariera București, cartierul 9 Mai și zona de sud deocamdată. Să intrăm să vedem ce terenuri avem la dispoziție și unde putem face astfel de parcări. Și da, autoritățile vor să facă și alte locuri de parcare, dar mai durează, nici măcar nu au fost identificate terenurile. Încercăm să realizăm cât mai multe parcări, pentru că ați văzut că există un deficit foarte mare de locuri de parcare. Și asta vin pe lângă cele 600. Da, deci nu, cele 600 au fost și sunt în execuție, urmează să fie finalizate într-un termen foarte scurt. Deci, în total, puțin. Cam câte locuri noi de parcări? Păi nu, avem 600 până în momentul de față cu ceea ce se lucrează în momentul ăsta, da. Urmează să trebuie să identificăm terenurile respective, să verificăm situația juridică a lor, să ne trezim că există anumite litigii sau anumite procese pe rol pe terenurile respective. În momentul de față, autoritățile nu știu câte locuri de parcare sunt în Ploiești.